Salutare, sunt Viorel Copolovici și suntem din nou pe Sirenelor 87, adică pe terasa Copels. Dar nu despre eu o să vorbim astăzi, pentru că de ultima oară când ne-am văzut, m-am împrietenit cu cineva. O cheamă Philips Breadmaker HD9040 și sunt foarte încântat de ea. E foarte comodă, e ușor de depozitat oriunde ai avea spațiu pentru ea. Și face pâine, face pâine bună, face pâine în care știi foarte bine ce ai pus, face pâine în care poți să te joci cu o mulțime de ingrediente. Mai mult decât atât, Philips HD9040 are o mulțime de unelte, de lucruri, de efecte care te ajută să faci pâine mai bună, mai creativă, mai deșteaptă. În primul rând, Bread Shaper-ul este cel care te ajută să faci diverse forme de pâine. Așa cum vrei tu, așa cum vrei să-ți surprinzi prietenii sau pe cei dragi. În momentul în care o deschizi în Philips HD9040, găsești un întreg univers de lucruri care te vor ajuta la facerea pâinii. Paharul pentru măsurat, alte măsuri pentru făină, drojdie, sare și așa mai departe, spatule, pensule pentru uns pâinea, forme și tăvi care la un moment dat, dacă vei fi foarte atent și vei citi instrucțiunile lui Philips, le vei folosi și ți se vor demonstra a fi foarte utile. Foarte important, în momentul în care scoatem cuva, în cuva asta se pun ingredientele pentru pâine și în ea intră două spatule. Sunt spatule de amestecat aluatul, care înainte de orice trebuie montate cu grijă pe cele două axuri, da? Cele două axuri care se vor învârti în timpul frământării și în timpul amestecării ingredientelor, astfel încât pâinea, aluatul, să fie omogen distribuit. Și dacă am pus spatulele pe fundul cuvei de preparare, se cheamă că Philips HD9040 e gata să se apuce de treabă. O las pe ea deocamdată de o parte și pun ingredientele în cuvă. Înainte de toate, țineți minte o regulă de aur. Puneți drojdia la sfârșit, ca să scăpăm de orice fel de probleme, de temeri, de stângăcii. Ținem minte că drojdia, care trebuie să fie neapărat uscată și neapărat cea mai bună și cea în care ai cea mai mare încredere, vine la sfârșit. Ok? Și acum, în prima fază, avem uleiul și veți ști din carte, din ghidurile de utilizare ale lui Philips HD9040, cum și câte să puneți. Și toate ingredientele. Uleiul, sarea, făina, apa și, cum spuneam, la sfârșit, ultimul ingredient, drojdia. Cred că n-a durat mai mult de 20 de secunde să pun toate ingredientele în cuva lui Philips și în momentul ăsta, credeți-mă, sunt gata să pun mașina la treabă. Sunt gata să fixez cuva în interiorul mașinii de făcut pâine. Și aici trebuie să împingeți și să o forțați până face click. La mine a făcut deja, astfel încât verificați, da? Trăgând puțin de marginile cuvei, ea să nu se miște, ea să nu plece din dispozitivul în care e prinsă. Am închis-o, iar din momentul ăsta pot să bag mașina în priză. E o bagatelă. În momentul în care a spus mașina în priză, începeți să vă uitați după setările pe care le alegeți în funcție de tipul de pâine pe care v-ați gândit să o faceți. Și dacă sunteți suficient de atenți, dacă ați pus cu grijă toate ingredientele și ați avut grijă la ordinea lor, dacă aveți puțină răbdare, la sfârșit, ei bine, dragii mei, la sfârșit aveți șansa să vă bucurați de o pâine cam așa. Nu vă așteptați să vă iasă așa din prima. Nu vă așteptați să vă iasă așa de fiecare dată. Dar, încă o dată, cu grijă, cu atenție, cu multă dragoste pentru cei care v-ați gândit să faceți pâine, e posibil să vă bucurați de un rezultat de felul ăsta. Philips de HD9040 sigur știe să o facă. Are nevoie și de ajutorul vostru. Până data viitoare, toate bune!